Și am aici, îi mană și reasă. Te trezește la viață, nu alta. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, dă-i repede cu friptură că tare-i bună. Cum și aia, ui, Constantin? Cum și aia? Las-o așa, că ți-am zis eu și ui. Adjăcă. Și așa de greu de pronunțat. I-am spus lui asta și i-am explicat. Ei, e ceva mai bun, ceva special, un sos de ardei iute. Și tot atâta, mă, of, mare om, mare caracter Constantin ăsta. Dragii mei bufcioși, fac adjică. Sos de ardei iute. Rețetă moldovinească. De pistiprut. Adusă la noi prin Moldova, adusă și mai încolo, așa, prin Românica noastră, că vorba aia. Acum social media răspândește pistităt. În tot universul ăsta s-o auză de adjică. Acum, dragii mei pofticioși, hai să o gătesc. Ce am aici în față, găsiți și acolo jos în descriere. Haideți să mă apuc de pregătit. Bunătate de sos de ardei iute. Iute, cu caracter. Ca lui Constantin. Eu le-a cădus, dar asta e. Hai să pregătim. Dragii mei pofticioși, mai am câteva de pregătit, căci Constantin nu a apucat să le facă pe toate. S-a luat cu alte treburi și a cam uitat de șef Paul cu sâmic. Așa că ce am aici? Am aici 800 de grame de ardei capia pe care am să-l trec prin mașină. Să rămână așa mai mașcat, mai mărișor. Sita se poate vedea. Ochiuri mititele. Adică nici prea mare, nici prea mic. Ce mai am? Mai am niște roșii, am să le trec și pe astea tot prin mașină. Mai am niște usturoi, mai exact 150 de grame de usturoi. Roșiile sunt undeva la vreo 600 de grame de roșii decojite. Dacă nu ai roșii decojite, ei bine, poți să faci roșii decojite. Ei, roșia o bagi puțin în apă fierbinte, o curăți și cam aia e cu roșia. Dacă ești lenos, ei bine, te duci și dai iama la conservă. Și de alea, roșii decojite la conservă. Sau în cămara bunicii la roșii decojite. Și nu în ultimul rând, ardei iute. Am aici în jur de 250 de grame de ardei iute. Da, după cum vezi, e curățat și scuturat de semințe. Dacă vrei, le lași, dacă nu, nu le lași. Eu am lăsat și cu și fără. Așa că hai la treabă. Le iau toate pe rând. Prima dată, usturoiul. Băgăm câte puțin. Gata cu usturoiul. Continuăm cu ardeiul capia. O să-mi iau o veșnicie. O leacă mai încolo decât 3 minute. Și acum ultimul tratament, și anume 250 de grame de ardei iute. Uite așa. Bag și eu câte unul, ca să nu se blocheze mașina, Doamne ferește. La ardei iute, vă dați seama cât caracter are. Așa cum am spus, curățat, spălat, să fie cum trebuie, potrivit pentru adjica asta, pentru sosul ăsta de ardei iute. După câteva clipe mai încolo. După ce ați terminat cu ardeiul iute, e bine, treceți la roșii. Roșii decojite sau roșii cu coajă, cum doriți voi, așa le faceți. După o eternitate. Dragii mei bădicioși, am totul pregătit. Am tocat ardeiul capia, am tocat ardeiul iute, am tocat și roșiile, am tocat și usturoiul. Ia câtă... Acum ne apucăm de treabă. Am aici o oală pusă la foc, foc moderat, apoi am să torn în ea undeva la 150 de ml de ulei de floarea soarelui. Uite așa. Dacă sunt printre cei care mă urmăresc pasionați de adjică, de acest sos de ardei iute, ei bine, o să zică mulți dintre ei că e cam mult ardei iute. Unii ar zice vreo 4, 5. Ei bine, nu, dacă faci pasul acesta. Și anume, iei frumos ardeiul iute și îl pui primul la gătit. Da, îl bagi în uleiul încins. De ce? Pentru că în momentul în care va da de căldură, se va pierde din acea iuțeală, va rămâne mai mult aroma și cu gramul acela de caracter. Nu se pierde complet iuțeala, dar se potențează atât cât trebuie să fie suportabilă. Cel puțin pentru ai mei. Așa că 250 de grame de ardei iute tocat prin mașină. Până aici. Ia uite ce frumos sfârie. Atât a trebuit la ardei iute. 10 secunde să sfârie uleiul încins și treaba e bună. Deja am încredere că ce o să iasă o să fie ceea ce trebuie. Acum în pasul următor, deci după, mă rog, jumătate de minute când am lăsat să-și facă treaba, e bine, am să pun mărul. Cât am aici? 250 de grame de măr curățat. 300 de grame cu tot cu cotor. Eu n-am pus și cotorul. Deci 250 de grame de măr dat pe înrezătoarea mare. Îl pun aici. Iau și amestec. Și las undeva la 3-4 minuțele să se cunoască mărul cu ardeiul iute. Nimic mai complicat. Și stai liniștit că toată rețeta e ușoară. Dar să ai totul pregătit de șef Constantin. De cineva desemnat de tine a fi șef Constantin la tine acasă. Își lasă imediat și mărul sucurile, după care trecem
la următorul pas. 2-3 minute, nimic mai mult. O leacă mai încolo decât 3 minute. Când vezi că uleiul începe să iasă din nou la suprafață, ăsta e semnul că poți trece la pasul următor și anume să adaugi următorul ingredient. Care e acela? Usturoiul. 150 de grame de usturoi dat prin mașina de tocat carne. Ia că ăsta. Când faci sos de ardei iute, această adjică minunată, e bine, trebuie să respecti pașii. Pașii în care pui ingredientele ca să-și lase aroma rând pe rând și pe măsură ce tot adaugi, aroma vine din urmă și tot învăluie și învăluie și creează un sos minunat, un sos specific moldovenesc de peste Prut, nu de pe la noi. Nouă doar ne place și l-am împrumutat. Așa, încă 3-4 minute. După câteva clipe mai încolo. După câteva clipe mai încolo, ei bine, pui următorul ingredient. Care e acela? Morcovul. Să-și lase și el culoarea, aroma, dulceața. Că na, e nevoie. Pun aici. Cât morcov? Undeva la 250-300 de grame de morcov. De data aceasta voi lăsa în jur de 5 minuțele să se cunoască toate între ele. Morcovul e mai fibros și necesită ceva mai mult timp de înmuiere până când începe să iasă înapoi la suprafață uleiul. Ăsta e semnul că poți trece la următorul ingredient. Da, acum învârtim, amestecăm și așteptăm să iasă uleiul la suprafață. Ca să mai grăbești puțin lucrurile, să înceapă totul să-și lase mai repede sucurile, e bine, ajuți totul cu sare. Da, sarea deshidratează, practic sarea forțează aceste bunătăți ce le-am pus în oală să iasă la suprafață. Scoate zeama din ele, cum s-ar spune. Și am aici undeva la vreo 65 de grame de sare. Două linguri bune de sare. Ia așa. Tot acum am să pun și piperul, ca două lingurițe de piper proaspăt râșnit, proaspăt zdrobit, cum vrei tu, așa îl faci, pun aici. Urmat de 150 de grame de zahăr. Ia că ăsta. Stai liniștit, nu va ieși foarte dulce. Nu-ți imagina că de acum vei mânca dulceață de ardei iute. Și apropo, dacă vrei o dulceață de ardei iute șmecheră rău de tot, e bine o găsești pe canalul meu. Dulceață de ardei iute Chef Paul Constantin și aia e cea mai șmecheră dulceață ce am mâncat-o eu, cel puțin vreodată. Te rog, dragă editorule, lasă-o și ei sus la recomandări, să-i vină ușor pofticiosului care mă urmărește să o găsească. Mulțumesc! Unde mai pui? Că dacă pui zahărul acum, ei bine, mai scădem temperatura de fierbere. Practic tot acest amestec va fierbe mai repede. Ci că siropul de zahăr, siropul de apă cu zahăr fierbe undeva pe la 70 de grade. Dacă am pus aici zahărel, înseamnă că am scăzut temperatura de fierbere de la 100 de grade ceva mai jos și se gătește totul mai repede. Deja se poate vedea ce frumos a ieșit uleiul la suprafață. Hai cu următorul ingredient. Care e acela? Ăsta. 800 de grame de ardei capre dați pe mașina de tocat carne. Pun aici. După câteva clipe mai încolo. După 5 minuțele cât a stat și ardeiul capia împreună cu celelalte ingrediente, a venit momentul să adaug următorul ingredient. Și anume, am aici acele 600 de grame de roșii decojite. Dacă nu ai decojite, ei bine, le pui nedecojite. Date prin mașina de tocat carne, că și așa ardeiul l-am lăsat cu tot cu coajă. Pun aici. Și tot acum, dragilor, am să pun și oțetul. Că te întrebai de ce am pus atât de mult zahăr. Ei bine, ca să compensez cu oțetul. Dulce, acrișor și sărat. Unde mai pui că are și puțin caracter. Ia câtă, ăsta e. 150 ml de oțet de 9 grade. Îl pun aici. Dacă știi că nu ești cu oțetul și că nu ai vrea să-ți iasă sosul prea oțetit, ei bine, poți pune mai puțin. 100 ml de oțet, 50 ml de oțet. Na, tu decizi. Îți place? Pui. Vrei mai dulce? Pui mai mult zahăr. Vrei mai nedulce? Pui mai puțin zahăr. Vrei mai sărat? Pui mai multă sare. Vrei mai nesărat? Pui mai puțină sare. La fel și cu piperul, mai puțin cu ardeiul. Cât de aia zice sos de ardei iute. Da, ia uite ce bine arată. Și dacă te întrebai ce am aici, e bine simplu. Mi-am luat măsuri de precauție. În cazul în care nu aveam suficient de mult lichid la acest sos, mai aveam lângă mine niște sos de roșii. Acest sos de roșii îl puneam în condițiile în care, să spunem, nu mi-ajungea lichidul. După cum văd eu aici, treaba e bună. S-ar putea să folosesc, s-ar putea să nu. Oricum, stau cu el pe lângă mine, dacă e nevoie, am să pun. Dacă nu, nu. Așa că, dragilor, n-am să fac altceva decât focul la mic și am să las totul să fiarbă la foc mărunțel undeva la, să zic, 30, 40 de minute, 50 de minute, să ajungă la consistența pe care mi-o doresc. Am să-ți spun exact cât timp a stat, să știi și tu ce ai de făcut. Acum, hai că trebuie să mă duc să iau pe fiică mea de la școală. Repede, de grabă, că dacă nu, am pus-o.
Voi vedeți pe la vreo 5 acest video. Eu îl fac mai devreme, leac. E ora 2 și trebuie să mă duc. Revin imediat. Hai, am plecat. Gata cu școala. 3, 2, 1, intrăm în emisii. Hai, Constantin, dă-i drumul. Dragii mei pofticioși, m-am întors. Totul în regulă, totul ghine. Privește-ți și o adjică asta și ghine fierbe. Nu rămâne altceva de făcut decât să ne ocupăm de borcanele. Și o să vă zic așa, 150-170 de grade la cuptor, căldură de jos și de sus, câteva borcanele spălate ghini-ghini cu niște detergent de vase, clătite ghini-ghini, băgate la cuptor și lăsate acolo pe 15-20 minute. Așa le fac eu, nimic mai mult. Iar ce am aici? Ei bine, e gata. Acum ce rămâne de făcut decât să opresc focul și să aduc borcanelele, căci totul e pregătit. Totul e super. Așa că am oprit aici. Am luat mânușica și de grabă după borcanele. Hai repede. Și ia câtă, dragii mei, borcanelele. După cum vezi, le-am lăsat deja în tavă, ca să nu mai trebuiască să le tot zăpăcesc, să le mut, să le mai știu eu ce. Iau și le întorc. Sunt foarte fierbinți, căci așa procedez eu de fiecare dată. Le încing bine și torc compoziția fierbinte în borcanele fierbinți. Și în felul acesta mă asigur că totul stă exact cum trebuie. Și fac asta, pot să zic, de acum de vreo 20 de ani. Metodă moștenită de la mama soacră. Trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Să nu ne zică că, Doamne ferește, ne-am asumat noi tot. Da, uite așa, era să pun mâna pe tavă. Ce bine că nu s-a întâmplat. Aici e deja foarte fierbinte totul. Am luat cupolonicul și pun în borcane. Ia uitați voi cum sfârâie. Trec la următorul. Și fac așa până când umplu borcanelele. A, nu uitați pe parcurs să gustați de sare, de piper. Poate e prea iute, poate e prea sărat, poate mai trebuie zahăr, poate mai trebuie oțet. Gustați ca să fiți mulțumit de rezultat. Da, eu l-am făcut după gustul meu, mie îmi place așa cum e, iar tu fă-l după gustul tău. Acum, dragii mei pofticioși, căpăcelele, strângem bine, așa, și punem la loc. Și așa procedez cu toate borcanelele. Da, ia câtă, strâns bine. Ne asigurăm că nu curge absolut nimic și dăm înainte până punem toate capacele. O leacă mai încolo decât 3 minute. Iacă, dragii mei, am terminat de pus capacele. Ce rămâne de făcut decât să le las să se răcească treptat? Și cum procedez? Ei bine, le iau și le pun sub păturică. Le învelesc bine, să stea să se răcească, cum am spus, treptat. Iar când sunt reci complet, le iau și le duc în magazie. Și când gătesc o fripturică, când am nevoie de un sos mai special la pizza sau mai știu ce, vreau să uimesc pe cineva, ei bine, scot un borcanel de ăsta și dau cu caracter de nu știe ce l-a lovit. Senzație, nu alta. Hai, revin peste 3 zile să vezi și tu ce minunăție a făcut aici. Așa că, hai, ne auzim de grabă. Peste o eternitate. Trece repede. După o eternitate. Și ia că te măs, dragii mei, după 3 zile de așteptare. Uite-i borcanelele, îs nemaipomenite, îs senzaționale, îs cum vreți voi să șie, pentru că și am aici îi mană șerească. Dragi mei pofticioși, o ieșit o adjică n-ai văzut în viața ta. Atât de bună, atât de cu caracter, atât de aromată și parfumată încât nu-ți vin să crezi. Și da, am testat-o la o fripturică. Mamă, și merge, văleu, și merge. Dragi mei, hai să gust alături de voi să vă spun cum a ieșit, că tare mai plouă în gură și tare. Aș vrea să mai gust încă o dată, că e atât de bună, văleu. Hai, o să iau așa timiduț, că n-am friptura lângă mine, dar tare ar mai merge o friptură. Tare ar mai merge niște adjică la friptură. Carne de pui, de porc, de vită, de iepuri, de ce vrei tu. Pui de asta, o nebunie. Hai, uite-te la fața mea. Mamă cum e. Prima oară te lovește dulceața, apoi puțin acrișor de la oțet, după care te lovește caracterul și îl simți din plin. Iar apoi când te mai relaxezi puțin, începi să simți și tu aromele. Dragii mei pofticioși, te trezește la viață, nu alta. Doamne, ce bună e! Și ce mă bucur că, într-adevăr, sunt oameni pe pământul ăsta care dezvoltă sau creează niște rețete nemaipomenite. Iar eu mă aflu aici să le descoper și să le prezint în fața noastră. Așa cum pot. Wow, o nebunie. Mamă, ce bune. Da, simt că merge friptura, că caracterul e peste așteptări. Așa că, dragii mei,
Vă zic doar atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și pe Instagram, că vă abonați la canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe www.chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele sunt scrise, acolo unde găsești mod de preparare cu tot ce trebuie să-ți vină din ce în ce mai ușor, să-ți iasă și ție lucrurile astea minunate și rețetele astea minunate ce le face Chef Paul și Constantin. Acestea fiind spuse, până data viitoare când ne vom vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămâni amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de adjică, de sos, de ardei, iute, eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și dă-i răbdi cu friptură că tare e bun. Hai, am fugit, pa! Păi, eu ce o să meargă?